50.000 din Tap Tap. Am 50.000 de persoane pe live. Dar ce părere, te ia somn, nu? Tap Tap. Eu nu mă joc cu tine, bă, la mine. Care-i, care-i treaba cu valiza aia la tine? Fii atent, vă zic vouă că sunteți prea timp, vă supărați. Vinea cu frate de la oraș, cu o valiză mare. Și când am venit noi de la oraș, era un om bătrân cu o valiză. Și ploua afară, era seară, eu eram mic, vineam de la antrenamente, că am fost la fotbal când eram mic. Dar nu m-a lăsat pentru că ultima oară m-am dus cu bocaj și șantier și am rupt picioarele. Chiar la valul tăiază. Și când m-am dus, i-am zis, hai să-l luăm, i-am zis, frate, mi l-am luat, top, hop, l-am suit în mașină și îl întreb, bre, ce ai în valiză? Mă știu ce te suși și pula zic, mi-a zis mie, om. Mie, care eu l-am luat și am dat și ceai, auzi, bănele. După aia, frate, mi-a rudea de mine și i-a zis și lui, îi zic, eu nu mai de prost, îl lasă-l în pace. Și i-a zis și frate, mi-a dat ce ai bre în valiză, dacă suși și pula zic, și lui, frate, nu. L-am oprit pe dreapta, i-am făcut o bătaie și am luat la moș valiza. Dar te trebuie de ce stau după el. I-am luat valiza la moș. Ce era nea? Dacă suși pula zic, așa mi-a luat la moșul. O știam! O știam, Nadine, o știam! Băi, Nadine! Ești singur după TikTok care te iubesc. Ai și haz, ai și dulceață, ai și drăgălaș, ești și frumos. Oh, la tine, crai al dracului să fii. I-ai pus capul lui Bihorean. Eu știam că el o să întrebe primul care o să întrebe.